Johnul lui Ferman. Nu se știe dacă mingea prindea cadrul porții. Dar are nevoie de intervenția asta lui Ferman, care nu a avut timp să se orienteze, nu a avut timp să-și dea seama unde este poarta. E o ocazie din startul reprizei secunde. Sunt șansele din partea a doua. Aici este marea ocazie a lui Barrios din minutul 85. Mare ocazie. Mingea se duce și în transversală, parcă. Aici se vede mai bine. Da, 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 a prins transversală, așa este. Vibrează. La atacul următor, o pasă foarte bună dată de Jung, mingea lăsată de Fenin și e ca să scrie al 14-lea său gol stagional. Și transfer a făcut Eintracht Frankfurt. Un milion de euro a dat pe el. Și iată returul. 14 goluri într-un tur de campionat. Vieca s-a mai reușit o dublă contra Borussia Dortmund în 2007.